Mă duc să-mi plătesc amenda. Ia, arată. Am amendă, uitați. Am amendă de plătit. Uitați amenda, am amenda, am banii. 50 de lei. Lăsați-mă în pace, chem poliția. Lăsați-mă în pace, îmi dați mie. Dacă mă atingeți, chem poliția. Chem poliția dacă mă atingeți. Vă chem poliția, fac dosar penal. Am interdicție să intru în primărie, de la judecător. Văzând aceste imagini revoltătoare puse pe TikTok de către Octavian, am plecat imediat către primăria Topoloveni pentru a vedea exact cum stă treaba. Ajuns acolo, i-am cerut lui Octavian să intre odată cu noi în primărie pentru a vedea dacă paznicul, la comanda primarului, va reacționa la fel. Noastre, cât mai aveți până plecați din primăria asta? Cât mai aveți până faceți 100 de ani să lăsați alții mai tineri și competenți să vă ia locul? Când faceți 100 de ani? Când vă faceți dumneavoastră 100 de ani? Adică vă place să mâncați pensia, să stați aici până la 100 de ani? Stau cât îmi permite legea și cât am dreptul legal. Da? Nu veniți cu tu pe o primărie, clar. Ia auzi. Dar cine-i pe dumneavoastră? Cine-i tu pe ăsta? Dar nu mă interesează pe dumneavoastră. Politica a fost adusă. Că ne-a acuz pe noi? Băi, e frumos, nu ridica tonul la mine. Doamna are o problemă. Deci nu ridica tonul la mine. Păi nu poți să ieși la birou de taxe și impozite locale? Nu are voie. Păi de ce nu are voie? Am amendele plătite și... La poartă. Pe cine chemați, domnule, la poartă? Pe nepotul primarului, pe domnul Danu Boțărcă. E șef la taxe și impozite. Pe domnul Danu îl chemați? Dar nu trebuie să cheme pe nimeni, că ai dreptul să intre, că e primărie. Pe cine să cheme? Păi dacă nici nepotul primarului, n-ai voie să intri pe oameni. Nu există așa ceva. Pe cine să chem, domne? Vin aici. Haide. Lasă-mă, domne, în pace, vezi de treaba ta și la. Chem la poartă în Parlamentul României. În Parlamentul României, nu în primărie. Hai. Ia auzi, n-ai voie în primărie. Domne, cine ești tu? Cine ești tu? Cu vesta care o ai pe tine, tu trebuie să mergi la împărțit flyere. Ia vezi tu de treaba ta. N-ai voie în primărie, auzi. Îmi cheamă mie oameni la poartă. Da. Bună ziua. De ce se ne scrieți, omul? Ca să înregistrați, nu? Păi și ce, n-am voie să înregistrați? Nu aveți voie să înregistrați. Legea care mi-a interzis. Ce zici, domnule, de treaba ta? Ce problemă aveți? Taxe și impozite neplătite sau... Domnule, nu-mi împinge ușa. Dar ce căutați? Unde crezi? Ce e asta aici? Dar nu ar fi puțin rușine, că e casa cetățeanului. O fost de pe remea avem un pe aici în birou și nu puteți să filmați. Clasă 1, clasă 2, zona administrativă trebuie să fie pe ușă. Ia să vedem. Nu are clasă 1, nici clasă 2. Nu are nimic. Impozit taxe pe persoane juridice. De ce vin să faci chestiuni? Eu am început, la început, este o lipsă de respect a jurației. Da. Stați să vedem băiatul. De ce se interzice accesul în primărie? Da, vi se pare normal? Nu filmează, nu mai filmează. Cine filmează? Cine filmă? Este instituția. Dumneavoastră filmați. Da, eu filmez, voi și înregistrez. Și înregistrăm. Noastră este să mergeți la înregistratură. Orice problemă ai, de plăcere. Dacă vrei să vezi ce amenzi ai și ce impozite ai de plată, faci o solicitare și nu e nicio problemă. Oricum, eu vreau să plătesc cu amendă, atât să întreb dacă am de plătit sau cât are penalizări. Dacă vrei să plătești cu amendă, vii cu procesul verbal, mergi la caserie jos, nu ai ce să cauți, sunt în birou. De ce nu ai ce să cauți? Pentru că este instituție publică. Eu am dreptul să mă duc în toate birourile, să le arăt cetățenilor din Topoloveni, dacă voi vă faceți treaba. Și noi ce facem aici? Suntem aici să cerem. Nu, vă faceți treaba, domnule, dar de ce nu primești pe cetățeană? Domnule, noi, eu sunt din Constanța, am venit la Constanța să vedem asta. Noastră nu aveți ce să căutați în primul rând la impozite și taxe la Topoloveni. De ce nu? Cu ce ocazie? Pentru ce aveți? Aveți aici? Bun, cetățean, mergeți la registratură, dacă aveți vreo solicitare, acolo se rezolvă. Unde-i domnul primar? Bă, dar de ce n-ai mers la primar direct? Dumneavoastră vă întrebați șeful unde este? E șeful dumneavoastră? Păi domnul primar este șeful instituției. Eu auziți, oameni buni, e șeful dumnealui. Deci dumneata nu lucrezi. Doamne, dumneata nu lucrezi pentru primar, doamne. Dumneata nu lucrezi pentru cetățeni. Pentru cetățeni. Da. Noi plecăm, gata. Noi am venit cu băiatul pentru impozite și taxe, noi avem altă. Noi avem în toată primăria. Cu acordul dâns. Da, GDPR, UE 67, da, așa. Ane și cunoașteți, bănuiesc. Cu atât mai bine.
ați venit cu dânsul. Da. Am spus frumos că dacă are nevoie de informații, da, ok, noi așteptăm afară. Da, 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 așteptăm. Gata, știm, am înțeles. Avem voie să filmăm. Și are și o firmă care presta servicii de dezinfecție, dezinsecție, deratizare. Și din când în când, dacă vrea să facă un ban de buzunar, se duce frumos la soție, soția are acces la SEAP sau la SICAP, vede exact ce oferte sunt sau ce oferte nu sunt. Depune noi ofertă, în special instituții publice. Te duci la școală, dai ca, na, scandal Hectifarma, dai cu puțină apă, ești 1.200 de euro, na. Te mai duci la scară de bloc, mai dai cu puțină apă, mai iei niște bani. Și acum a venit și pandemia, e la fix. Vă dați seama că... câștiga contractele în favoarea lor. Da, plus că până la o sumă decentă de 20, 30, 40 de mii de euro poți să iei prin atribuire directă. Vedeți în cuiază, e la plec de Saviat. Să rămână, doamnelor. Ce mai faceți? Cum mai duceți? Nu este, domnule. Da, este. La unde este? Ce vrei, domnule? Că este birou. Ce? Ia spuneți dumneavoastră. Că este birou. De ce deschideți ușa? Care este ușa? De ce și intrat așa? Dar ce am făcut? Păi trebuie să stați de vorbă cu secretarul. Cu secretara. Vreau să stau cu primarul de vorbă care trebuia să fie la muncă la ora asta. Dar nu știți dacă e la președinte sau nu în delegată. Nu există președinte, au fost ieri. Au fost ieri. Nu veniți cu tupeu în primărie, clar. Ia auzi. Dar cine e dumneavoastră? Ce e tupeu ăsta? Dar nu mă interesează pe dumneavoastră. Muncițe aici. Pentru că să mă previn. Numele meu este Saioc Marian. Dacă considerați că fac un abuz. Cum este carierul dumneavoastră? Saioc Marian. Așa? Am rugămintea să sunați la poliție. Nu vă faceți dumneavoastră singură dreptate. Dar și intrați fără să întrebați secretara dacă e aici. Te rog eu frumos. Nu ești măsură ca... Știi că ne respectăm, știi că ne respectăm. Stinge ăla. Vă filmez eu. Așa. Vă filmez eu. Nu intrați acolo. Ba da, e tot este primărie. Așa, și nu intrați fără să întrebați. Nu există așa ceva, domnule, vorbești prostii. Domnule, dacă considerați... A, da. Dar iar ceva. Regulă, dar nu e lege. Ce regulă? Regulă, dar nu e lege. Regulă de bun simț. Și regulă de bun simț trebuia să fie din partea dumneavoastră când îl țineți pe băiatul ăsta de luni de zile în fața primăriei și nu lăsați. Faceți-vă treaba. Pe băiatul acesta, nu am zis băiatul dumneavoastră. Cine e domnul? Lucrează aici? Nu, domnul a fost membru PSD, dar s-a lăsat, că n-am avut în campanie. Ce spune, ai venit pe salvarea PSD-ului dumneata în campanie electorală? Da. Ai candidat ultima oară? Da, uitați, oameni buni, PSD-ul. Am candidat, da. Ca să știți. Da. Dom'le, dacă dumneata mai ești fosilă comunistă, dom'le, dumneata ești fosilă comunistă, eu te întreb. Numai puțin. Vorbesc și ne întrebați și vorbim. Da. Ce doriți de la noi? Să rămână, doamnă. Asta vreau să vă spun. Numele meu este Saioc Marian. Saioc Marian. Șandor Maria. Din partea cui? Din partea României. Șandor Maria. Suntem cetățeni veniți din Constanța, special? Veniți din Constanța special pentru problema acestui domn care se încalcă niște drepturi constituționale, fundamentale. Deci, ce vreți dumneavoastră? Stați puțin. Dar cine vreți dumneavoastră? Eu sunt secretarul orașului Topoloveni, mă numesc Ungureanu 2. Păi are dosar pentru furt și pentru abuz în serviciu. Este în instanță, dar la dumneavoastră de obicei se prescriu. Și acum a rămas cu dosar, cred că decât pentru abuz în serviciu, împreună cu domnișoara Doina Ungureanu, care e secretarul primăriei, într-adevăr. Ce este domnișoara Doina Ungureanu dacă are 60 de ani? Păi dacă domnul nu s-a căsătorit niciodată și nu are copii, e virgină și domnișoară. Cine vreți dumneavoastră? Eu sunt secretarul orașului Topoloveni, mă numesc Ungureanu 2. Așa. N-am problemă nici cu partizanatul dumneavoastră politic, nici cu nimeni. Nu mă interesează. Politică. Da, n-am venit politică aici. Noi suntem civici, aici deci, nu se încalcă niște drepturi. Civici. Da. Eu înțeleg susținerile. Deci, înțelegeți dumneavoastră. Deci să înțeleg că dumneavoastră sunteți un fel de avocați reprezentanți ai poporului și o să susțineți pe dânsul, da? Susținem drepturile omului. Drepturile. Dânsul în ce măsură aprecia sau cum considerați dumneavoastră că drepturile omului ăstuia sunt în... De cât o lăsat domnul afară? De cât o lăsat afară? Deci vă rog frumos, în clipa asta vreau să vă spun următor. Eu nu-i dau acordul acestui domn să mă registrez. Vă registrez eu. Deci nu mă registrați. Și ea vă registrez. Vă rog foarte mult. Când ai venit în funcția asta, v-ați asumat. M-am asumat, dar asta nu... M-am asumat. Deci mi-am asumat funcția pe care o dețin. De persoană publică. De persoană publică. Care are de face cu cetățenii.
dar asta nu înseamnă care are de face cu publicul. Și filmează. Da, da, da. Care, da. Și nu vă dau acordul. Nu am nevoie de acordul dumneavoastră, doamnă dragă, acord. Pentru că lucrați într-o instituție doamnă. Publică. Sunteți o persoană publică, lucrați cu publicul. Dumneavoastră știți regulamentul. Eu uitați, doamnă. Sancționați-mă că vă filmez. Nu vreau să vă sancționez. A, nu? Eu zic să chemați poliția, să ne zic poliția. Nu vreau nici să chem poliție, vreau să discutăm. Păi nu puteți să vă... Haideți să vă spun, Maria, mai puțin. Putem să angajăm un dialog civil. Da, doamnă, haideți să vă spun un dialog civil. Deci asta să vorbește. Da, face monolog în loc să facă monolog, nu dialog. Lăsați-mă puțin, vedeți că vorbesc foarte doamnă, greu că dar lăsați-le să vă spunem și noi. Dumneavoastră sunteți 1 2 vorbiți când unul când altul. Vorbiți mai dumneavoastră. Bun simț. E să vorbiți mai dumneavoastră, da. Normal. Vorbim unul, ne ascultăm, iar vorbim, nu intervenim unii peste alții. Bun, ascultăm pe dumneavoastră. Ordine de idei. Dumneavoastră sunteți un fel de reprezentanți ai poporului care vreți... Suntem Zoro, Zoro. Poate să mai tâmpită. Zoro. Și dacă mă repete problema mea... Am voie să filmez aici sau nu am voie? Ceva concret, nu vă mai repetați că sunt reprezentanți al poporului. Eu mă uit la tine că ești de-o seamă cu nepotul meu. Deci te rog foarte frumos, nu ridica tonul la mine. Doamna are o problemă. Deci nu ridica tonul la mine, nu contează ce sunt, că nu starea civilă ridică calitatea omului. Nu fac legea eu. Eu am spus doamna, așa că vorbim civilizat. Doamna, nu știți problemă, are o problemă, nu știu dacă bună. S-a dat o testa... Doamna, ați intrat pe piluțe aici? Pe pile, pe pile, întreabă, întreabă. Da, da. Te ne tragem de șirete. Cred că da. Ai studiat cu mine o dată? Păi eu nu cred. Da. Eu și atunci dacă nu crezi, e problema ta. Eu te întreb așa. Sunt o persoană publică, într-o instituție publică, pe care o reprezint. Întrebare. Ați venit aici să-l susțineți pe om. Care sunt drepturile omului încălcate de noi primăria? Nu este. Eu nu vorbesc în general. Vorbesc de drepturile pe care noi le încălcăm în primărie. Lăsa, o să judece oamenii. O judecă oamenii. Lăsa să vorbească. Adică ce-i oamenii. Facem? Poți să așa. Vorbesc acum? E angajată, da, domnule, are salariu foarte mare, unor are salariu mai mare decât viceprimarul, decât domnul Emilene, ceea ce e SF. La fel, doamna Monica Vânătoru, care este nepoata primarului, de exemplu, și e director economic, care are salariu mai mare decât viceprimarul, ceea ce este ilegal. Acum, de puțin timp, au și poprire pe salariu, că au luat foloase necuvenite. Soțul doamnei Monica Vânătoru este consilier local, este doctor veterinar aici în zonă, e abonat la fonduri europene, Ba Startup Nation, ba să-și ambulanță, ba să-și fac o clinică veterinară. Vorbesc de drepturile pe care noi le încălcăm în primărie. O să judece oamenii. O judecă oamenii. Lăsa să vorbească adică cu judecă adică ce-i facem? Poți să așa. Vorbesc acum? Vorbiți, ce-i facem noi, domnului? Doamna, are o problemă. Doameni buni, doamna are o problemă. Lasă-mă vorbesc mai, doamna. Domnișoară. Doamnă dragă, ce drepturi se încalcă? Da, am intrat adineauri în primărie și domnul paznic nu l-a lăsat să intre, l-a dat afară de față cu mine. Pentru că avem și noi un regulament. Nu există regulament mai presus decât o lege. Bine, doamnă, dar așa restricționați... Nu faceți la dumneavoastră în sufragerie, la dumneavoastră în dormitor, în curtea dumneavoastră, nu în primărie, că nu-i casa dumneavoastră. Este casa domnului, casa cetățenilor, domnul dragă. Casa cetățenilor. Au dreptul să ajungă, doamnă. Încă ceva, că vă văd așa, că sunteți ok. Dumneavoastră vedeți acolo că legea 75, articolul 7 este încălcată de steagurile. Ce legea 75? Dar e clar că nu am cu cineva. În opinia dumneavoastră. Doamne, nu în opinia mea. Ia tu că ai telefonul în mână și citește cu coană. Cu coană, citește cu coană. Deci vă discreditați. Nu. În primul rând, încalcă o lege alea. Poți să fiu de seamă cu bunica dumneavoastră. Sunteți de seamă cu noi. Deci eu vă întreb următorul rând. Nu vorbiți la persoană. Vă întreb următorul lucru, fetiță. Da. Ascultă-mă că sunt răcită. Foarte bine, nu sunt agravat. Foarte bine. Foarte bine. Problema mea. Eu vă întreb următorul lucru. Vă întreb următorul lucru. Nu ne tragem de șiret. Nu. Avem o vârstă total diferită. Una de acord. Față de acord. Dar în schimb dumneavoastră... Nu vorbiți la persoana a doua singular. Da. Că nu suntem născuți odată, nu avem aceeași problemă. Cucoană, dumneatea... Iei banii de la mine, de la ea și de la el, înțelegi? Și trebuie să fii în sprijinul cetățeanului, nu să stai ascunsă pe biroul ăla cu un scaun călduț, înțelegi? Dumneata, nu mă țează, știu că ai venit aici politic, politic ai fost adusă, că ne acuz pe noi. Băiete, tu știi când am terminat eu facultatea? Dumne, în 1988... Te susțin planurile la PSD, la PNL. Am facultatea, da. Din 1990, de când e primarul. Și de ce nu? Înțelegeți? Bun. Din nu sunt fetiță, sunt din 1993. Dragă, cât mai am aveți până faceți facultatea în 1988. Am primire partiție la Olt și am venit prin transfer aici, fetiță. Doamnă, felicitările noastre. Cât mai aveți până plecați din primăria asta? Cât mai aveți până faceți 100 de ani să lăsați alții mai tineri și competenți să vă ia locul? Când faci 100 de ani? Când vă faceți dumneavoastră 100 de ani? Adică vă place să mâncați pensia, să stați aici până la 100 de ani? Stau cât îmi permite legea și cât am dreptul legal.
da. Am dreptul legal să stau până la pensie? Da. Din dumneata voluntar al poporului să mă scoți pe mine? Nu, eu am întrebat. Te-ai întrebat. Există o lege? De ce m-ați angajat? Domnul primar, vorbim cu dumneavoastră cum ne-ai. Face, să ne înțelegem. Ce? Vă spun de ce suntem noi. Voluntari ai poporului care îi reprezintă pe domnul. O face de râs, doamna. Să vă dați demisia. Să vă dați demisia, doamna. Vă dați demisia. Sunteți o rușine. Alo, vă rog frumos. Domnul primar, vă rog frumos. Civilizat, că altfel poate ne aparține la toți. Sigur că da. Și dumneavoastră va aparține poate. Lasă-mă că domnul Edil ales. Aveți un mandat, păi, dar știți că se poate, da. Domnul, domnul Edil, haideți să vă spun și noi ceva. Cum să mă împrunt sau cum jos să mă împrunt? Da. Aoleu! Păi eu intru și Parlamentul României la audiență la o dați afară? Dar dumneavoastră e nevoie de audiență, domnul primar? Vreau, dar nu trebuie să stai să vorbiți cu cetățenii? Așa poate din 1990? Prin audiență? 89. Domnul primar, dar stai să vorbiți vorba cu cetățenii. Tot așa, tot așa faceți cu cetățenii de atunci? V-am găsit aici într-un scandal. Da, nu vreau. Haideți să vă spun, nu vreau să vă spun ceva de domnul Alegerule. Domnul! Hai că vrea să fie adică. Ne primește. Mulțumim frumos, domnul primar, toate respectele mele, vă mulțumim. Știți că domnul ăsta a fost consilier local? Domnule, nu știm noi. A fost, domnule. Ne explicați dumneavoastră. A fost consilier local. A fost, doamne, ascultați-mă, ce vă spun, ia veniți aici să vă spun. Domnule, așa o fi. Hai, Maria, hai. Domnule, noi nu vă contrazicem, dar măcar să discutăm, să vedem. Stai, să-l dă afară, îl bate. Lasă-l pe-i fată, că nu-l bate, că nu vecinii. Păi vezi, ne-a chemat doamna ca să se... Domnul primar. O să facem dosar, să-și le zicem... Eu fac amantele altora. Nu știm, nu știm. Da, da, cu dumneavoastră, sigur, sigur. Da, da, da. Păi stai un pic, ce facem aici? Păi domn primar, dacă... Păi noi cu dumneavoastră vrem să vorbim. Păi da, nu cu dumneavoastră, vrem să ne spună primarul dacă băiatul... Nu mă interesează că a fost consilier, în momentul de față nu știu ce a fost, nu știu ce a făcut, nu mă interesează. L-ați întrebat că a fost inspector la bancă la Raiffeisen? Nu, dar povestiți-ne dumneavoastră. Înțelegeți că a fost consilier local, a fost tratat cu toată stima și toată considerația respectivă. Și ce s-a întâmplat? Deci singur și-a dat demisia, că așa a apreciat dumnealui. A fost suspendat de partidul care l-a propus. Deci nu știu de tele. Nu știu, m-am întrebat. Eu nu înțeles. Da, da. Vreți să stați de acolo? Păi dumneavoastră. Păi intrați în birou. Păi dumneavoastră. Și dumneavoastră stați aici? Păi semnați și aceea, așteptăm cu dumneavoastră să vorbim. Deci înțelegeți ce vă... Noi vrem să vă cerem punct de vedere. Noi nu spunem care dumnealui dreptate. Poate aveți dumneavoastră dreptate, înțelegeți? Intrăm în toate primăriile. Ai venit să faci dreptate cumva sau ce? Am venit. Probabil că sunt întemeiate, pentru că Priorantul Poloveni e primar din decembrie 1989, el până în 1992 măcar nu a fost ales. Și înainte a lucrat la un servis, era mecanic, el zice că era șef de servis auto, și pe la 40 de ani s-a făcut inginer. După câțiva ani s-a făcut și doctor, acum e doctor inginer. Unii zic că are și facultate de popi, că e și pop, și a făcut catedrală care îi poartă numele. Și nu, că e pop. Și are diplome. Are diplome. Cred că a făcut și facultate de furtologie. E caz unicat. Deci furtologia din Topoloveni e recunoscută la nivel mondial. Deci nu ai mai văzut așa ceva. La noi se fură ca în codru. De fapt, la noi se fură codru cu tot, cu pământul de sub el, știi? Are și o cramă, crama Bătrâcani, a furat un deal. Și pentru că a furat deal, n-avea ce să facă cu vița de vie. Și a făcut cramă, îi poartă numele. Acum câțiva ani spărtea idee. Să numească orașul Bătrâcani. Păi s-a gândit el că e un nume frumos. Pe el cheam Bătrâcani, numească Bătrâcani, știi? E cascale râsului. Băiatul dumnealui are un restaurant, gândește grădina Eforie, tot pe fonduri europene. S-a construit special drum până acolo, asfaltat de 3-4 km. Tot aici, deci e foarte greu, trebuie să faci o listă cu cât se fură. Dacă deci, ia... deci băiatul dumnealui are ce? Are un restaurant, grădina Eforie. Așa pe fonduri europene, da. Făcut unde? Făcut în vârful unui deal. Și pe s-a drum special pentru drum special. Da, da. Unde se tână, practic, drumul, începe restaurantul. La poliție. La poliție arăt buletinul. Păi da, mă, dar stăm de vorba așa pur și simplu. Păi nu, dacă aveți suspiciuni în privința mea. Deci ați intrat cu telefoanele, ne registrați. Cam dreptul, cam dreptul. Mi-ați vorbit la persoana a doua singular. Mi-ați zis telefoană. Mi-ați zis cum ați vrut pe fața pământului, mă înțeleg. Dar și noi, dacă vă întrebăm, dumne, dar o legitimă. Le estimați ca ce, domnule? Păi eu sunt cetățean. Ca ce? Ce? Așa.
Nu, mergeți să-l liștimăm acum. Nu, nu poți acum. Uitați, doamnă. Nu-mi dați seama eu dacă m-aș duce acum. Pentru că l-a luat pe băiatul pe sus. Buletinul meu, uitați, doamnă. L-a luat direct pe sus pe băiatul. Domnul primar, acesta este actul meu de identitate. Nu mă interesează, portabilul are dreptul. Treabă. Știu, dar nu mi l-a cerut. Păi nu a cerut nimeni. Păi, n-aveți calitatea, păi n-aveți GDPR. Sigur, sigur. Dumnealui, da, 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 dumnealui, da. Da, cum are drag, uitați, stimată instanță. Portar cu caietul. Am buletinul, nu mi l-a cerut absolut nimeni. Am ajuns la domn primar cu el. Eu îl dau cu mare drag, nu-mi ascund identitatea. Domnul primar, de ce îi se interzice accesul în primărie acestui cetățean? Nu mi-a interzis nimeni. Păi de față cu mine l-a dat paznicul afară. În ceea ce face, filmează, dumneavoastră veniți să vă plătiți taxe și impozite. Este un act de sinceritate, este actul dumneavoastră. El îmi filmează caseria. N-ai voie să... Nu, caseria nu ai voie să filmezi, exact. Da, dar nici pe dumneavoastră când vă plătiți taxele și impozite. Bineînțeles, în caserie nu se filmează, de aceea unii nici nu pot intra în caserie. Vrea să intre peste mine când veniți dumneavoastră la audiență. Domnule, audiența este tot un act de sinceritate, că de-aia primarul îi acordă sau acordă sau intră la o audiență pentru că omul are de povestit, are de spus ceva, care este al lui. Și ăsta vine cu să-l filmeze pe cetățean. Asta se întâmplă cu audiența o dată de două ori pe săptămână. Dânsul mie îmi trimite filmări zi de zi, că nu este lăsat, că este ridicat pe sus chiar de față cu mine. I-am zis, intră tu primul să văd dacă te ia cineva pe sus. Paznicul a vrut să-l dea afară de față cu mine, m-am băgat eu. Și, adică nu mi se pare normal. Florin, nu registrați de pădre și în caiet. La ora de intrare primărie, uitați-vă. Păi dânsii sunt înregistrați. Păi n-a avut nimic cu Octavian, dar n-am vrut să-mi dea numărul. Și acum se pune greu pe terenul ăsta, unde era acolo. Domn primar, ați spus că... Așa. Da, eu vă cred, ați făcut 4 sau 5 poduri, ai spus, nu? Nu, Nu, este mai eu le trec la... Da. Da, bun. Deci le trec la ce? Vreau să vă întreb, portretul cu poza dumneavoastră l-ați spus pe fiecare pod, așa cum ați făcut în biserică? Nu. Am fost și am văzut poza dumneavoastră în biserică. Portretul cu poza care ziceți dumneavoastră face parte din o cutumă bisericească, edilul, care inițiază, care construie. Nu era mai frumos, da, dar nu era mai frumos faceți un ansamblu folcloric de tineri, le făceați un portret și îl puneați în biserică, adică să pui edilul în biserică. Nu pot să pun. Mai bine puneți unul la primărie. Vreau să vă mai întreb ceva, că văd că și dumneavoastră am înșitrați. Doamne, care au fost ctitori de biserică, că așa se numesc ăștia, ctitori de biserică, și au portret din 1700 și ceva. Bravo lor, dar statuie v-ați făcut, domn primar, statuie. Aveți de gând să vă faceți și statuie? Că tot aia ar fi. Întrebarea este un pic deranjantă. Nu, nu ar trebui. Dar cred că o să facă cei care rămân. Okay. Dacă consideră că a fost ok, da. Eu acum vă spun punctul meu de vedere, Șandor Maria, și cu siguranță același punct de vedere îl vor avea și cetățenii din România. Nu mi se pare normal ca poza să fie în biserică. Nu sunteți preot, nu ați construit biserica. Am construit am și studiu. Da, acum sunteți edil. Adică mă gândesc că ați renunțat automat când ați venit să candidați ca edil, ați renunțat la... Da, puteți să vă întoarceți înapoi la biserică. Aveți teotologia. Bine, domn primar, noi nu știm ce e aici, înțelegeți? Noi am venit de la Constanța, nu vedeți băiatul cine am spus, noi am venit aici, noi nu știm prea multe. Dacă dumneavoastră vă știți curat și tățenii care se vadă aici și rețelul vă se uită sute de mii de oameni să vă uită aici, că așa se uită de obicei, o să vă judece sau să vă ridice în slăvi. Noi nu avem de unde să știm. Cetățenii vă cunosc mai bine. Depinde ce faceți dumneavoastră, cât de trunchiat... Nu există, noi nu suntem televiziunile sistemului. Avem în Topoloveni 68 de blocuri, cu două scări până la 7 scări. Din 68, mai avem decât 5 de reabilitat. Restul am fost pionier în reabilitarea blocurilor în România. De 4 benzi până la ieșirea din localitate aici la Călinești. Pentru că atunci oamenii încă te ascultau ca primar să-și taie pomii din față sau să-și retragă gardul. Ca să da, urmă a venit legea funciară și nu te mai lipiai de lucrurile astea. Ok, mulțumim, domnul primar. O să dăm măsură. O bază sportive. Domnul primar, dar totuși, spuneți-mi despre băiatul ăsta, că nu știu numele, Octavian. Ce s-a întâmplat cu el? Adică care este relația între dumneavoastră și el? Sunt medic. Dacă vreți să acceptați un dialog,
recomandarea mea ar fi să meargă un pic și pe la... psihiatru. Am înțeles, doamnă, dumneavoastră ce știți de el? Am văzut că dumneavoastră spuneți mai multe. Eu vă spun de câte ori următorul lucru. A fost consilier local. Da, aveți idee de ce parte e liber? Partidul, parcă de la Libera. Da, a fost inspector la Banca Raiffeisen, chiar era consilierul meu financiar la Banca Raiffeisen. Da. Un băiat foarte bun, noi ne-am bucurat, l-am promovat în consiliul local, deci n-am avut niciun fel de problemă. Culmea culminilor. Tatăl lui și mama lui sunt oameni deosebiți pe care noi îi cunoaștem și ne respectăm. Noi nu avem nimic cu omul ăsta, dar el ne... Băi, s-a întâmplat să mă duc la un magazin din ăsta, la un meșter care aveam nevoie să-l despun de niște țevi de acasă. Da. Și vine la mine și zice, ce, doamnă, ți se căcatul în casă ca să viu să nu știu ce. Adică în magazin privat mă hărțui. Mă duc la medic, mă hărțui. Mă duc încolo. Sigur că te scoate din sărite, că până la unul ești tu om. Dar asta e o chestiune privată între noi, că te hărțuie, că te nebunește. Da, am că problemă. Să duce la parcă la nevastă mea. S-o pozeze în curte. Exact, așa face. Dar ce? Știți care e culmea? Nevasta băiatul ăstuia este ponsătean că mama e de-ai mei din sat de acolo, îi cunosc foarte bine. Dar nu știu, de ce s-a supărat el așa, s-a împărșinat pe dumneavoastră, pe administrație. Pentru că întotdeauna după 1989 PSD-ul a condus consiliul local și nu pot eu să vin cu un proiect foarte bun, foarte fezabil, poate gratuit sau ieftin, da, din moment ce nu este lor nimic. Dacă eu văd, de exemplu, o groapă și vreau să o acopăr cu o roabă de ciment sau de asfalt, nu pot să o acopăr pentru că nu este cuiva un comision. Am înțeles că primarul acceptă decât proiectele care sunt ale lui. Da, da, sau făcute de interfuși. Păi au depus anumite persoane proiecte, de genul Asociația Drumul Calelor, unde domnul Sorin Boțărcă, fiul dumnealui, este președinte, benevol și care și are sediul tot în primărie, cu comodachitul gratuit și cu plata utilităților. Întotdeauna, dacă mă duc eu sau Silviu Surdeanu sau alte persoane, nu sunt fonduri. Dacă se duc de ei lor, sunt fonduri. De foarte multe ori, de exemplu, primăriile din Argeș și din Dâmbovița pun bani prin Consiliul Local, practic. Consiliul Local votează o sumă care se acordă, nu ca să sub ce formă, donație, sponsorizare, investiție, habar n-am, da? Și apoi tot ei cu ei lor își iau fonduri de acolo. Și directorul executiv este Aurelian Vâlnoiu, care este consilier PSD și membru PSD de ani de zile. Unul dintre cei care lucrează acolo e băiatul unui consilier local, domnul Radu. Mai sunt încă două doamne angajate și ei își dau bani lor, dar nu le dau pe numele lor, le dau pe numele lor cunoștințe. Nu știți de ce s-a supărat el așa, s-a împărșinat pe dumneavoastră, pe administrație? Nu, înțelegeți? A, nu, eu m-am gândit că poate cu toată lumea la v-a găsit că vreți să furați ceva, v-a pus frână și... Niște probleme, sunt ale lui, nu sunt ale de probleme și cu poliția. Astfel. Poliția le-a făcut dosar penal că s-a hărțuit cu poliția. Are probleme cu cei de la parchet, are probleme cu toată lumea. Bine, am înțeles, gata. Noi pe care mai s-a băie, am înțeles. El are probleme cu copii. Uite, duceți-vă la învățătoarea copilului lui. Și copilul lui, dacă dumneavoastră îl invitați, că e coleg cu copiii dumneavoastră și îl invitați la o zi onomastică a copilului sau ceva, au și copiii o traumă din cauza lui. Da. Că nu întâmplător i-am spus, n-am încă niște sesizări destul de concludente, pentru că au în vecinătate când îi bate pe copii sau pe astea sau te postesc la o vecină. Sunt la bunici. Copii sunt bunici. Da, știu că... Asta cum vă puteți explica? Păi ce o să întorc să... Băi, dar... Noi nu știm. Noi nu știm. Păi nu știu, ați vrea să ne zărștuim cu băiatul ăsta? Ce fai? Era ideea, dacă a fost consilier aici, m-am gândit că poate ați votat altceva. N-avem noi. Adică, niște si... Toate cele... Da, au venit polițiști la tine? A venit poliția la tine? Nu a venit încă. Aha. Domnul. Merge și la casa de cultură. Eu am acolo dosar penal. Gândeți și... De ce nu ai voie să intri în casa de cultură? Pentru că nu este public, aparține probabil primarului sau alte persoane. Cum e, domnul? Uite, riderul șef. Da. A intrat în infracție și s-a dus până sus pe acoperișul casei de cultură. Asta nu e un comportament al unui om... Că multe bea acolo cafea sau să descuia și e pericol pentru copii.
Intri tu pe defracție, ai intrat în casa de cultură, te-ai dus până sus, acoperiți la vlog. M-a strâns de câte ori să mă bată, să-mi ia telefonul. Unde e casa de cultură? El e de primărie. Dar, domn primar, toate sunt în complexul. În casa de cultură putem, poate să intre cetățenii? Da. Adică fără nicio problemă, fără să... Ca și în catedrală, pentru că și pământul cântă. Și catedrala cântă. Catedrala este construită de noi, de comunitate. Și am... Dumneavoastră sunteți scritori, aveți și tablou acolo. Da, nu știu de tablou, dar nu trebuie. Sunt titor, nu? Da. Păi dacă sunt titor, citește și... Eu dacă aș fi primar, eu aș după mine, aș numi-o Sfântul Octavian. La fiecare mandă să se schimbe numele. Așa mi s-ar prea moral. Du-te la Sfântul Sinod și când vrei să fii tu primar... Da, dacă îmi refuze, nu mă trebuie. Să te... Fac alta lângă. Să te pune fără. Uite, ai și prietenii de la Constanța, te ajută și cu Teodosie la Sfântul. Da, cu Teodosie la Sfântul. Să te promoveze. Da, noi... A venit și Raj Grăbășev. Bună ziua. Domnul primar, credeți că ne vor sancționa oamenii de aici de la pază acum? Că ce se întâmplă? Ei întotdeauna invocă pe la primările care mai mergem noi, invocă articolul 13 din legea 61 pentru pătrunderea fără drept. Nu, bine, acum ei invocă. Deși... Comportamentul ăsta nostru, care s-a terminat în mod civilizat. Unde găsim transparență, suntem și noi civilizați. Așa se întâmplă. Ce a fost... Aveți camere în oraș? Nu, foarte bine că foarte bine. Există camere de aici, că m-a fluat de criminalitate amendă, 500 de lei și m-a dat afară din primărie. Uitați, exact asta vă spuneam eu de legea 3, de legea 61, articolul 13, pătrunderea fără drept. Haideți exact ce spune... Păi și rampă? Rampă la primărie? Uite, are acolo, partea sumarie. Nu poate să fie... să vii să plătești. Nu are rampă. Da, o rampă pentru persoane cu dizabilități? A, aveți? La primărie? E, nu, aici fac aurie centru. A. Am înțeles. Asta este centru? Asta e casa de cultură, nu? Nu. Asta este centru de informație. Aha, da, aici e informat. Dumneavoastră mai... Domn primar, mai puțin, dumneavoastră mai stați acum cu noi? 10 minute să ne prezentați ceva? Da. Trebuie să vă dau la valiera, mă, ca să avem un sunet bun de la dumneavoastră. Că ne prezentați, dar nu se înțelege prea bine. Asta puteți susțineți în mână. Hai cu țină așa. Avem un sunet. S-o porniți... E pornită. Deci aici? Băi, Octavian, potulește-te puțin, mă, că le spun eu la oameni, mă, despre ce e vorba. Pentru că tu trunchiezi... Măi, Octavian, abține-te, mă, puțin, mă, și pe urmă... Pe urmă, să-ți ia ție interviu. Măi, Octavian, să-ți ia ție interviu, pe urmă, și să spui tu ce vrei, mă, că nu te oprește nimeni, mă. Avem, de exemplu, cazuri de genul, dacă ești și tu prieten cu ei sau rudă, să crezi în primărie, îți mai donează un teren să-ți faci o vilă pe deal, ți-l mai dă foarte ieftin, îți mai dă, știi, un job, îți mai dă niște fonduri europene, deci soluții se găsesc, te angajează. Deci, e un caz aici, un domn e angajat în primărie, Topală se numește. A fost angajat șofer, acum aici a promovat. Soția dumnealui este angajată grefier la judecătoria Topoloveni și lângă evidența populației e angajată fata. Știi, de-astea că dacă o să facă un nepot, o angajează, nu știu, la primărie sau la poliție sau undeva, știi? Da, foarte multe aneleuri. Aneleurile în Topoloveni sunt în felul următor. Dacă ai care de membru PSD, primești. Dacă nu, o mierlești. Bună ziua! Bună ziua! Aici suntem în sediul grupului de acțiune locală al Galului din Topoloveni. Sediul Galului este la noi, la Topoloveni, și urmărește programele de dezvoltare rurală. Alături de orașul nostru, mai avem încă 15 comune arondate la acest gal. Când am conceput ansamblul ăsta în 91, l-am conceput cu toate instituțiile statului ca să nu te plimbi în deal, în vale, totul să fie grupat. Domnul primar, dar da, foarte bine, păi frumos, îmi place asta. Dar pe câte tabule dumneavoastră care este aici, cine l-a făcut cineva cadou sau cum a fost? L-au făcut cei de la Art Georgis, care au făcut și astea. Cadou nu se poate refuza, asta e clar. Dar eu nu l-am dus acasă. Și au zis, zice, domne, cutul mai este să-l puneți acolo. Ei v-au spus. Da. Eu, Șandor Maria, i-am spus și domnului primar, dacă Chițac vine la noi la episcopie și pune tablou, eu mă duc să-l dau jos, că nu mi se pare. Nu, ideea este că domnul primar m-a întrebat dacă ce-a fac statuia. Altfel, dar veni cu amintea ce nu mă duc. Ce să le zic? Aici e a de biciclete. Aici este
Aici pregătim... Mai funcționează asta? Nu, nici n-a fost dat drumul. Acum să terminăm... Nu e adevărat, avem și bicicletele. Da? Avem și bicicletele pregătite cu tot. 50 de biciclete. Și cum recepționăm trotuarele și cu pistele de biciclete, le punem în două stații. Stația asta și mai avem încă o stație. Mai avem încă... E tot sau invers. Adică da. Pista de drept e pe exterior. Păi da, ești tu proiectant. Salut, domn director. Lasă-l pe cetățean, că acum nu mai intră până infracție. Să trești. Bună ziua. Aici da, aici am intrat. Aici avem postul cu domnul primar, cunosc că din raport, deci cu domnul Constantin Nicolescu, care la pușcărie și am dat la cer domnul Silviu Sordeană. Și aici îi lăsați pe copii, cei a zis că aveți un ansamblu, ei fac repetiții în Casa de Cultură? Da, sau au unde? Există aici, aveți o sală de festivități sau... Merge și o vedem. Da, da. Ne-am mai văzut și alte sălimani, alte primării. Acum o lună de zile am avut festivalul Tita Bărbulescu, pentru că este a noastră de aici, din Topoloveni. Da. Emi! Emil? Da. Când a prins domnul. Asta tot pe regimul dumneavoastră, cum se zice, a fost făcut. Tot în regimul meu, da. Regimul de la Ceaușescu o face, că de la da. Am înțeles. Dați pe am inaugurat-o acum 14 ani. Asta vreau să vă întreb. Ați renovat, ați investit? Nu, e nou tot. Totul de la dragul meu. Da. Aici, au fost terenurile oamenilor și în 1989-90 până în 91 era teren arabil, pășune. Aici, în zona asta de centru, pășteau cai unei familii de peste gârlă dacii, nu le spun numele. Da. Păi a donat, a furat tot dealul din Topoloveni, care aparține sub Ștefănești, unde era o viță de vie. Câte hectare s-a fi fost? Acolo, cred că 30 de hectare, poate 50. A dat maxim 2 hectare să facă un parc pe fonduri europene și să facă o grădiniță care a fost construită timp de 12 ani. Dar tu ai dovezi că spui că a furat sau? Păi are dosar pentru furt și pentru abuz în serviciu. Este în instanță, dar la dumnealui de obicei se prescriu. Păi sunt clasele organizate și personalizate pe la fiecare grupă în parte. Da, Da. Aici e frumos. 8 euro am eu, legat de hrană la oamenii. Aici au loc să intre toți, nu da? Să stea pe rând, poate cum stăm noi. Poate trebuie să primăria hrană sau să asigure transportul. La noi se stă la coadă. Bună! Doar rămâna! Aici avem cabinetul medical. A, aveți cabinet medical în grădiniță. Da. Cât ați domn primar, pe toți? Cum? Cât i-ați pregătit așa să fie deschis, transparent, rapid, așa? Că doar ce am avut interviu, nici... Păi da. Sau astea sunt oamenii de... Așa sunt toți oamenii. N-ați dat un telefon înainte? Nu, așa tot lumea e serioasă. Da. Și în permanență există un asistent ceva, da, o asistentă, da? Da. Suntem două asistente. Foarte bine. Foarte au fișele copiluților. Da. Asta scriem la fișele de bilanță. Bravo. Foarte bine. Și zbor pentru aia. Da? Bravo. Bravo. Și se fac spectacole pentru copii? Vin da, ceva? Da, fiecare grupă da? Și sărbători și tot. Că așa toată lumea din Topoloveni. Hai să mergem acolo, să vedem și nu, noi, să intrăm. Grădinița, bună. Școlile, ce e drept, nici noi nu intrăm. Adică, tocmai de-aia am spus, nu vedem că sunt copii. De data asta n-au fost copii și de-aia mi-am permis eu să vă invit. Nu, în grădiniță, în școli, unde sunt copii, nu e. Da, au regim special. Da. Nu în grădinițe, da. Asta aici e cancelaria. Nu, aici este birou. Nu avem, noi nu avem pauze. Ca a, nu? Dumneavoastră sunteți directoarea acestei birou dumneavoastră? Da. Bravo, doamnă. Frumos. Și nu sunt pauze? N-au profesori învățătorii pauze? Pe școlar noi nu avem pauze, pentru că noi putem lăsa nesupravegheați. Decât avem tranzițiile care le facem cu copiii. Un joculeț, ieșim și dăm mătură de hol, lucruri din acestea, așa suntem noi. Nu avem pauze și atunci noi nu ne putem aduna în cancelarie, că n-ai cum să-i lași nesupravegheați nicio. Da. Este doctor veterinar aici în zonă. Ia bună la fonduri europene. Ba Startup Nation. Ba să-și ambulanță, ba să-și facă o clinică veterinară și are și o firmă care prestează servicii de DDD, dezinfecție, dezinsecție, deratizare. Și din când în când, dacă vrea să facă un ban de buzunar, se duce frumos la soție, soția are acces la SEAP sau la SICAP, vede exact ce oferte sunt sau ce oferte nu sunt, da. Depune noi ofertă, în special instituții publice. Da. Te duci la școală, dai ca, na, scandal Hectifarma, dai cu puțină apă, ești 1.000-2.000 de euro, na.
te mai duci la scară de bloc, mai dai cu puțină apă, mai iei niște bani. Și acum a venit și pandemia, e la fix. Vă dați seama că... câștiga contractele în favoarea lor. Da, plus că până la o sumă decentă de 20, 30, 40 de mii de lei poți să-i prin atribuire directă.